Luceafărul Bălan poate face primul pas spre Liga a treia la finalul acestei săptămâni. Sâmbătă, de la ora 17:30, campioana județului Sălaj dispută prima manșă a jocului de baraj pentru promovarea în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al țării. După un parcurs excelent în actualul sezon, pe parcursul căruia a reușit să câștige cu o singură excepție toate meciurile disputate, Luceafărul Bălan se află în fața adevăratului test, jocul de promovare în Liga a treia. Dacă în campionatul Ligii a patra Sălaj a reușit să se impună fără nicio emoție, obținând 25 de victorii din 26 posibile, în finala etapei județene a Cupei României, elevii antrenorului Marius Pașca au avut unele emoții și au fost nevoiți să treacă prin emoțiile loteriei lovitorilor de la 11 metri pentru a intra în posesia trofeului, dar în final au reușit ceea ce și-au propus și au realizat eventul. Victoriile obținute în campionat și Cupa României dau încredere jucătorilor sălăjeni în perspectiva jocurilor de baraj pentru promovarea în Liga a treia, dar nici adversara nu este deloc una de neglijat, campioana județului Satu Mare reușind la finalul actualului sezon dubla în județul vecin. Adevăratul test pentru ambele echipe abia acum începe. Sâmbătă, de la ora 17:30 la Satu Mare, este programată manșa tur a jocului de baraj pentru promovarea în eșalonul superior al Ligii a patra, iar partida se anunță a fi una încinsă. Favorită la promovare pare a fi la prima vedere gruparea din Satu Mare, care are avantajul moral în fața sălăgenilor după ce au obținut titlul de campion și au câștigat în etapa județeană a Cupei României în fața echipei Luceafărul Decebal. Pe lângă avantajul moral, sădmărenii mai au și avantajul lotului mai valoros în primul 11, ei putând alinia și 6 jucători de la prima echipă care evoluează în Liga a doua. Returul jocului de baraj se va disputa la o săptămână distanță pe terenul din Gâlgăul Almașului.